Mihai Gâdea, prima reacție la procesul pierdut cu Covesi, suntem complet ocai. Este o încercare de intimidare. Directorul Antena 3, Mihai Gâdea, s-a arătat complet ocat, după ce a aflat decizia curii de apel Ploieti, prin care au pierdut procesul cu Evadna, Laura Codroa Covesi. Gâdea susține ce tot acest proces este o încercare de intimidare, o acțiune de for prin care se încearcă suprimarea libertii de exprimare. Suntem complet ocai, se aflmea ceva. În nicioar din lume ful unei instituții de for nu de în judecat jurnal ti cere de spugubiri atât de importante. Este absolut ocant. Pe de alt parte, inând cont de modul în care Evadna a cerut dosarul înainte de ultimul termen, totul a devenit o acțiune de intimidare. Totul este la vedere de acum, după ce ne-au luat sediile, acum ne iau ia apartamentele, pentru ce cine se așteaptă ca niște jurnaliști să aibă sum exorbitant, cum este aceasta de 300.000 de lei? Care este mesajul care se transmite tuturor jurnaliștilor liberi din România, în acest moment? Li se spune foarte clar tuturor ce dacă nu faci parte din unitile militare, din unitile de elite, ti intimidat, ti atacat. Acest proces se va transforma într-un război pentru libertatea de exprimare. Vom merge în instanțele superioare, vom merge la CEDO, pentru a ne lupta pentru dreptul nostru la liberă exprimare. E limpede, este o intimidare, vor să transmit un mesaj de forie, acest mesaj este destul de clar, v-am luat sediile, acum vei lumei banii, pentru ce suma este cea mai mare într-un proces de acest general. Eu le transmit să nu se bazeze pe laitatea noastră, să nu se bazeze pe faptul ce vom ceda, a declarat Mihai Gâdea, la Antena 3.